Apropierea dragobetelui lui, sărbătoarea iubirii la români, a făcut ca pe străzile din Deva să fie mulți comercianți și producători de flori. Afacerea merge însă foarte prost și nici de Valentine's Day nu a fost cu mult mai bine. Florarii afirmă că nu au clienți, deși prețurile practicate sunt mai mult decât modice, accesibile pentru toate buzunarele. Se pare că lumea nu are bani și are cu totul și cu totul alte preocupări, așa cum spunea una dintre florărese care are o ofertă bogată. De dragobete, flori frumoase, avem ciclam, primulă, zambilică, garofiță, nu, avem de toate, dar să știți că e un pic greu, foarte greu. Lumea nu prea are bani, lumea e tristă, întreabă de preț, să zicem așa, la 20 de clienți, dacă unul se oprește, pentru că e foarte dificil. Care sunt prețurile? Păi avem începând de la 25, avem la 10, la 15, nu-s nici exagerate prețurile, eu cred că pentru buzunar la fiecare persoană, dar lumea așa de tristă e că li se pare o avere, nu știu ce să zic. De Valentine's Day a mers mai bine vânzarea? Un pic da, pentru că tineretul, dar oamenii în vârstă să știți că e tristă. Aceeași imagine dezolantă și în piața de flori din Deva, unde, deși era marfă din belșug, clienții erau mai rari decât cursurile de apă din deșert. O florăreasă dintr-un județ vecin spunea că și de ziua îndrăgostiților afacerea a mers la fel de prost și era de părere că de vină sunt și scumpirile apărute în ultima perioadă. Oferim de toate, vânzarea merge foarte rău, oamenii nu au bani. Sunt toate cheltuielile foarte mari și nu sunt bani. Așteptăm clienții, avem de la 3 lei până la cât vrea fiecare. Important e să aibă omul bani. Curentul s-a scumpit, gazul s-a scumpit și mergem cum mergem. De Valentine's Day a fost mai bună vânzarea? Nu, a fost o zi rea. Dar nu ne lăsăm și mergem mai departe că s-a ni serviciu. Și am investit și atunci trebuie să fim la datorie. Dar vă așteptăm cu tot dragul. Găsim buchete pentru fiecare. Poate mâine, de ziua îndrăgostiților, vânzările vor fi mai bune. Sau, dacă nu, de mărțișor și de ziua femeii.